bun călugăr a spus următorul cuvânt: oare de ce nu simțiți că în chiar acest moment sub noi arde iadul? De ce suntem atât de nesimțiți? Este un călugăr însingurat, nu judecă. Rostește cuvinte scurte, dar cu trăire personală. Zice: umblăm fără Duh Sfânt în noi. Cred că un adevărat călugăr nu este cel care fuge de lume, ci cel care este în lume, în mijlocul atracțiilor ei, și poate să se păstreze în puțin modestie, simplitate și smerenie. Personal, când aud așa ceva, mă trec fiorii. Inima smerită este totul. Izolarea îi face să absolutizeze virtuți și îi negrește, îi face aspri, duri și radicali. În lume sau în pustie sau în obște călugăresc, contează umilința. Plăcerile nu sunt rele, ci când sunt exagerate. Cafea băută când se poate nu este rea. Devine rea când este zi de zi. Izolarea pe mulți i-a îndumnezeit. Nu-i cunoaștem, ori fi fiind, nu puțin. Corpul nostru este divin. Așa este. Nici prea multă restrângere nu face bine. Calea de mijloc așa este. Calea de mijloc este divină, dar ea poate fi purtată și în lume. Nu este nevoie de izolare, bineînțeles. Dar să știi că e de la Dumnezeu și izolarea. Problema la mănăstire, ca și la biserică, sunt absolutizările. El este și în biserică, și în pustie, și în sicăstrie, și în mănăstire, peste tot. Virtuți, idealuri, reguli, principii, morale, dar cu alte căi și alte posibilități. Asta aduce suferința, boala, necazul și pierderea. Spre înțelegerea asta trebuie să tindem, da. Când ești în mănăstire, ca în lume, este la fel, dar nu poți să fii așa, nu te lasă. Acolo se absolutizează virtuți. Dar dacă se face supunerea, este totul, restul nici nu avem nevoie să știm. Este un loc de generare a suferinței în lume. Supunerea este mai sus decât grăsimea berbecului, zicea Samuel. E un generator de suferință, mănăstirea. Așa a fost gândită de evrei. Nu ca să îndumnezească omul. Prin absolutizare, el este diabolizat. Dacă mănăstirea se face supunere în Duhul lui Dumnezeu, se pot evita toate aceste șicane și curse. Și omul este făcut radical, adică nu mai poate iubi. Este un loc unde se răspândește ura în lume. Spun asta din experiență îngustă pe care o am. Este un loc de generare a urii, atac pe Dumnezeu. Prin absolutizare se atacă Dumnezeu foarte dur. Este un loc unde se creează neiubirea, ura, și apoi este răspândită în lume. De fapt, acolo la îndreptarul de spovedanie este verificat dacă nu absolutizează și dacă nu este un diavol bun. Nu este destul de rău și intransigent. Dacă nu mai absolutizăm, e periculos pentru stăpânii lumii. Trebuie înțeles că biserica este statul. Biserica sunt stăpânii și servesc stăpânii. Rolul ei este de a bloca ca oamenii să nu-L vadă pe Dumnezeu peste tot. Pentru că atunci iubește și nu mai poate urâ. Nu se mai vede diferit, nu mai luptă cu aproapele lui și atunci cade tot efortul acesta al lor. Să știi că și în spovedanie e Dumnezeu, Duhul lui pătrunde și această lucrare este o socoteală a lui pentru cei care sunt pe calea bisericii. Se unește cu ceilalți de același fel și îi obligă pe stăpân să fie iubire, omul care se lasă pe sine și nu luptă și nu se apără. Cel mai periculos lucru în lume pentru stăpâni este dacă nu împarți și nu absolutizezi virtuți. Calea aceasta bisericească, precum este ea, este o cale și ceea ce trăiești tu și ce trăiesc psihaștrii sunt căi. Îi omoară dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot. Iubirea îi desfințează. Iubirea înseamnă Dumnezeu peste tot și este lucrul cel mai periculos pentru stăpâna lume și deci pentru biserică, pentru că nu mai poți să împarți.
și nu mai poți să urăști. Dar în final toți dorim să ne îndumnezeim. Calea aceasta a absolutizării idealurilor este o cale de distrugere a omenirii. Uite, rezultatul în viața de zi cu zi, fiecare îl vede pe celălalt dușman, adversar sau concurent. Fiecare de dimineața până seară luptă cu aproapele lui. Unde o să ajungem? Da, așa este. Asta ne descoperă acum Domnul în etapa aceasta. A făcut ceva biserica? Absolut nimic, niciunul. Da, se construiesc în continuare rachete, omul se îmbolnăvește, omul se desparte, omul suferă, nu-l vede pe Dumnezeu peste tot, că dacă l-ar vedea, ar reuși să spună asta. Știu, Dumnezeu este în toți. Atunci ar iubi și ar începe schimbarea lumii. Aici lumea se mișcă cu foarte mare atenție către celălalt. Dar nu am auzit pe niciunul. Tu ai auzit? Să zică că nu e nevoie de rugăciune și liturghie. Dacă îl vezi peste tot și tu ești una cu Dumnezeu în supunere, mai poți să te rogi, să-l pui la distanță, că nu mai poți. Prin sacrificiu de sine, prin jertfa de sine, prin starea aceasta de slujire continuă, te unești cu el și nu mai poți să te rogi, că nu mai ai nevoie. Câteodată ți se pare că și aerul aici te îndeamnă să nu rănești cumva, să nu spui ceva care să producă tulburare. Nu vei putea. Vezi că totul e împotriva înțelegerii că El este peste tot, că altfel s-ar pe tine toți. Este o cale și rugăciune, așa cum este ea în diferite etape. O dădeacă care te duce o vreme. Gândește-te. Ca niște cârje până scoate Domnul, te scoate la lumină. Gândește-te cine a făcut om. Cine vor acum să ne omoare? Aceia au făcut biserica. Aceia sunt. Dacă acum vor să omoare miliarde, atunci au făcut la fel. Atunci crezi că au făcut ceva care să nu fie bine? Sunt aceiași care ne omoară și acum. La anul o luăm de la capăt și vor începe să ne omoare iarăși. De ce? Pentru că nu se înțelege că nu putem pune pe Dumnezeu în afară și că nu poate fi cunoscut prin ritual. Asta ne îndepărtează de el. Și ce face? Dă putere, ritualul ce face? Dă putere stăpânilor să ne omoare. Când e vorba de rugăciunea din cărți, de tonele de cărți, de rugăciunea, ai dreptate. Gândește-te. Tu ești divinul. Corpul are 100 și ceva de miliarde de celule care sunt ținute de el. Ce să te rogi la tine? Ce să rogi? Că tu deja ești el. Problema este să înlături această credință că ești un eu. Sunt etape și etape, dar în principiu așa este, înțeleg. Ca să ce? E suficient să te porți ca el, ca și el. Pentru că ești el. Ce să faci lui? Că e viața ta, viața ta este viața lui. De ce să te vezi separat? Că nu se poate. El te ține în viață, ești el în fiecare clipă, nu poți fi un eu mărginit și păcătos. Dacă sunt 100 și ceva de miliarde de celule în tine, înseamnă că mintea ta nu e a ta, e mintea lui. Gândul tău nu e al tău, este gândul lui. Indiferent cum ești tu, ești el. Omul de când există are nevoie prin natura lui să manifeste într-un fel sau altul comunicarea cu Domnul. Doar dă-i voie să se manifeste. Nu e diferit de el. Nu poate fi, este imposibil. Viața omului este viața lui. Noi nu suntem separați. De ce se face acest efort de separare? Pentru că prin împărțirea în păcat, nepăcat, drept și nedrept, ne separați. Și atunci ne vedem adversari și începem să luptăm unii cu alții. Asta sădește ură în noi. Și luptăm cu aproapele nostru, care este chiar divin. Dacă își dă masca jos, apare același al nostru Dumnezeu. Noi nu existăm separat. Nu există nimic fără să fie El, peste tot. Să știi că cei care se roagă, mulți dintre ei ajung la contemplare și vorbesc despre același lucru. Nu poți să te rogi la tine, e absurd și este o rușine. Nu la contemplare să ajungă.
că nu rugăciunea e totul, ci să te vezi pe tine jos de tot, mai jos decât toată zidirea, ci la slujire să se ajungă. Să-i slujească pe toți să fie robi. Robul este una cu Dumnezeu. Adică ce? Se roagă ca să ajungă rob? Nu. Mai bine este robul tuturor, îi slujește pe toți și atunci îl cunoaște pe Dumnezeu. Dar cel care se roagă îl pune la distanță și din cauza asta este răzvrătit. Absolutizează idealuri și mai poate să accepte pe cel care îi le distruge. Mai mult, îl cheamă pe acela. Îi dă puterea și îi dă victoria împotriva lui. Și îl va distruge cu siguranță. Acolo îi conduce și Dumnezeu, este și acolo, îi ghidează, nu îi pasă de capul lor și riscă. Ai văzut, părintele, ce i s-a întâmplat? Dacă spunea că Dumnezeu este peste tot, nu pățea asta. Dacă spunea că nu e nevoie de rugăciune, nu i se întâmpla nimic, dar s-a împotrivit lui Dumnezeu. Cred că binele mult în slujba aproapului l-a salvat. Da. Rugăciunea și tot efortul inițiat de un eu este atac la divin. Și este idolatrie. A fost creat ca să ne omoare. Am văzut ce s-a întâmplat în camera aceea unde cepatul înțeles că iau aceeași carte. Și ce s-a întâmplat? Cel din capătul mesei s-a dus la fereastră și a spus: lumea este într-o situație grea. Haideți să scriem o carte. O carte. Deci să inventăm o carte. Și asta s-a întâmplat. Și m-a ținut acolo un an de zile până au terminat cartea aceea. Nu pot nega ce m-a pus Dumnezeu să văd. Pentru că s-a întâmplat înainte de naștere. În lumea de dincolo. În lumea lui Dumnezeu. Deci dacă El m-a pus să văd aceste lucruri și nu m-a lăsat să ies din camera aceea un an de zile, știe El de ce. Din cauza asta, nec toată minciuna asta, care generează 1 miliard de oameni morți pe an. Deci arma cea mai puternică este împărțirea în bine și rău. E cea mai mare bombă posibilă care ucide miliarde de oameni. Cum să spună că nu e nevoie de rugăciune dacă în El se rostea de la sine această rugăciune? Nu e destul că ești divinul? Trebuie să mai faci ceva ca să-ți dai seama că ești chiar El? E nevoie doar să îți dai voie să te comporți, să te porți ca o ființă divină și este destul. Da? Împărțirea în bine și rău, drept, nedrept, păcătos, nepăcătos, duce la cruzime. La sentimentul acela de superioritate care îi face pe oamenii aceștia să nu mai poată să iubească. Da? De aceea ei râd de noi. Dacă ești una cu divinul, nu poți să te rogi la tine. Pe de altă parte, nu mai poți vedea separat pe aproapele tău, pentru că înseamnă separare. Rugăciunea provine din împărțire, în bine și rău. Dacă îl vezi pe Dumnezeu peste tot, atunci nu ai la cine să te rogi. Pentru că El este în tot ce ți se întâmplă. Și nu ești diferit de El. El devenea aerian când această rugăciune își începea de la sine lucrarea în el. Nu mai poți să-l vezi pe celălalt păcătos sau pe tine. Ne-au divizat. Atrăgea mase mari de oameni, ca magnetul. Și nu cred că vor înțelege oamenii, nu cred, pentru că nu vor. Era darul Domnului pe care mulți alții îl măturisea prin experiențele lor. Spunea și Cristina că mai bine oamenii mor decât să înțeleagă. Că acest corp nu este al nostru, e al lui. Și nu ai ce să mai adaugi la el. Ce bine să adaugi. Și că nu este imperfect. A te ruga înseamnă să crezi că ceva este imperfect în tine. Și că Dumnezeu nu a făcut lumea perfectă. De aici vine. Adică că nu ești destul de bun. Și ai nevoie ca cineva să te facă mai bun, să te repare, să te vindece. Și nu se poate asta. Când înțelegi că tu ești chiar divinul și totul este perfect în fiecare clipă, atunci ce să mai adaugi la perfecțiunea care deja ești? Rugăciunea, liturghia, exercițiile, meditațiile, toate acestea presupun împărțirea în bine și rău, pentru că din această împărțire ele se nasc. Dar împărțirea este diabolizare.
Iar unirea contarelor și opuselor este liberarea de diavol, de satana, lepădarea de satana. Dumnezeu nu poate fi tăiat pe bucăți. Omul care împarte este diavol. Ce care crede că este păcătos, la fel. Cum să-i spunem soarelui de iubire că este păcătos? E Dumnezeu întreg în noi, acela soare de iubire. Cum să zicem că noi nu suntem iubire dacă El este întreg în noi și este peste tot? Nu există ceva în lumea aceasta care să nu fie El. Da? Noi nu putem să fim diferiți de El. Dacă totul este perfect în lumea aceasta, făcută de El perfect, și El este perfect, cum să fie ceva slab? Ca să fie nevoie de un salvator sau un mântuitor exterior. Deci trebuie să împărțim în păcat nepăcat ca să ne simțim slabi și neputincioși. Da? Ce să facă rugăciunea la Dumnezeu care este de fapt în noi? Îl poate face pe Dumnezeu mai perfect decât este? La cine să te rogi? Să vină un salvator, tu ești soarele de iubire, să vină un salvator exterior, să vindeci soarele de iubire care deja ești? Ce să schimbe la tine? Nu vezi că e o nebunie? Că dacă noi avem suferință și suferința aceea este de iubire, dacă primim rău, răul acela este un bine mai mare decât binele. Unde să fie ceva mai rău, mai prost decât altceva sau ceva mai bun? Dacă totul este El, totul este El. Îl respiri, îl mănânci. A fost introdus atacul la Dumnezeu prin faptul că se zice că Dumnezeu nu face bine ce face. Și atunci a apărut necesitatea unui salvator, mântuitor exterior. Atât au făcut. Și atunci biserica a devenit importantă și toate instituțiile se bazează pe acest lucru, că suntem împărțiți. Împărțirea ne dezechilibrează și ne face să ne simțim păcătoși. Apoi noi încercăm să absolutizăm niște virtuți și când pui ceva mai presus decât altceva, neci pe Dumnezeu. E ca și când și zici, îi zici lui că nu a făcut lumea cum trebuie. Și atunci Dumnezeu vine prin legea lui Le Chatelier și te echilibrează. Îți distruge orice absolutizezi, orice virtute, regulă, morală, principii pe care le pui mai presus de toate. El nu poate să facă ceva greșit. Rugăciunea zice că ceva este greșit în lumea perfectă a lui Dumnezeu. Și nu se poate. Că de aceea se roagă om să facă ceva mai bine, să-i dea un mai bine decât este. Și nu se poate, pentru că El este bine. Suferința pe care o are este bună, este perfectă. Că Tu, Doamne, nu știi ce să faci. Și se roagă, de fapt, la diavol, nu la Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea noastră. El este întreg în noi. Trebuie doar să lăsăm să se manifeste. Ce greu este. Cum să fie El imperfect în noi? Că ține 100-120 de miliarde de celule în funcțiune. Și dacă o celulă face 100 de operații pe secundă, îți dai seama ce se întâmplă în noi, ce univers incalculabil și de necuprins este noi. Și totul e perfect. Cum să zicem că El nu face lucrurile bine? Și care are nevoie El, soarele de iubire care este noi întreg, Dumnezeu întreg din noi, are nevoie de un salvator? Cum să spui asta? Cum să zicem că El nu știe ce face? Ce să facă rugăciunea? Ce să-i adauge Lui? Că El este perfect. Deci rugăciunea pornește de la ideea că noi nu suntem perfecți, că suntem un eu separat, când de fapt suntem divinul. Și dușmanul cel mai mare al stăpânii la lume este această înțelegere, că Dumnezeu este peste tot, pătrunde totul, El este acțiunea noastră, gândul nostru și răul care zine din față. Când înțelegi acest lucru, nu mai ai cu cine să lupți. Dispare lupta, apărarea, dispare suferința, ura, judecata. Da? El oricum ne ține în viață. Ce să facă mai bine decât face El? Nu are cum. Dacă ne dă suferință, suferința este perfectă. Dacă ne dă nedreptate, nedreptatea este perfectă. Așa cum este. Dacă ne dă rău, răul este perfect, pentru că distruge ego-ul din noi, credința că suntem un eu separat. Și de ce face lucrul ăsta? Ca din milioanele de întâmplări ale vieții, rostul lor este să te ducă în această înțelegere că tu ești una cu El. Și că n-ai nimica de perfecționat la tine, de schimbat, de îmbunătățit.
pentru că El face totul perfect în fiecare clipă. Cum să spunem că soarele de iubire este greșit? De unde această nebunie? De ce îi ascultăm pe stăpânii noștri? În psalm este un discurs de ură continuu. Îl face pe Dumnezeu netrebnic, dușman, adversar, măscărici. Se scoatem dinții, zice. Da? Care ne omoară. Atunci nu ne omorau. Nu sunt aceiași stăpâni lumii. Deci, repetăm, omul mai bine moare decât să-L iubească pe Dumnezeu și să înțeleagă că este peste tot. Sau să facă, că atâta trebuie să facă, ca să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să faci ceea ce face El. El se supune la toți, este robul tuturor, așa ar trebui și noi să fim. Pentru că în starea aceasta de slujire a tuturor, când faci voia aceea și nu voia ta, dai dreptate la toată lumea și ești de acord cu toată lumea, în starea aceasta tu pierzi eu și fără eu există numai Dumnezeu. Asta e singura noastră problemă. Toate necazurile din viață, toate neplăcerile care vin, bolile, durerile, suferințele, au ca rol să te ducă în această înțelegere că e Dumnezeu peste tot. Că dacă ai această înțelegere, nu mai poți să-L vezi pe celălalt diferit și nu faci decât să te poți ca divinul, ca un rob pentru toată lumea, ca un prost. Și atunci nu mai poți să urăști pentru că n-ai un ego care să fie distrus. Și nu mai chem forțele cerului să te scadă. Omul urăște pe Dumnezeu prin fiecare rugăciune a lui. Zice, Tu, Doamne, nu ești perfect. M-ai făcut să sufăr. Uite, am nevoie de un salvator din exterior. Ce să salveze la soarele de iubire exterior? Păi suferința este de la El. Omul acela netrebnic din fața ta, trădătorul, mincinosul, păcătosul, necredinciosul, nedreptul, este El. Dacă acceptați binele pe care vi-l dau, de ce nu acceptați și răul pe care tot eu vi-l dau? Spune în cartea lui Iov. Da? Deci suferința este perfectă. Dacă vine un rău din față, ego-ul nostru numește rău, dar sufletul îl numește bine. Atâta trebuie să facem. Să înțelegem că tot răul care ne vine din față e perfect și avem nevoie de el și ne distruge diavolul din noi, ego-ul nostru, și ne salvează viața. Întotdeauna numai răul ne mântuiește, numai suferința ne mântuiește. Și vine din față doar pentru ca noi să înțelegem că nu suntem un eu separat. Că suntem de fapt o ființă dumnezească, dar pentru că noi nu ne putem ca o ființă dumnezească, din cauza asta noi nu cunoaștem. Nu ajungem la această înțelegere. Nu ne supunem tuturor, nu facem voia celuia, nu-i servim pe toți, căutăm binele nostru, punem avantajele noastre mai presus de toate, nu le dăm oamenilor întâietate și din cauza asta ego-ul nostru crește și nu cunoaștem. În starea egotică, omul îl respinge pe Dumnezeu, că lui este bine, ce mai are nevoie de Dumnezeu. Dar atâta fac ei, că dacă înțelegi că El este peste tot, nu mai ai cu cine să lupți. Nu te mai vezi slab și neputincios, descurajat, că nu se poate. Este iubirea întreagă în noi. Cum să fie slabă iubirea aceasta divină? Cum să se roage iubirea? Deci iubirea din noi, care ține la oaltă 100-120 de miliarde de celule, cum să fie ea slabă? Cum să se roage iubirea care e întreagă? Că nu are la cine, ea este totul, nu are lipsuri, nu se poate adăuga nimic, nu se poate scoate nimic. Nu este slabă, nu este ceva mai mare decât ea, nu are opus. Ea este ca o proastă tuturor, supusă tuturor. Dacă venea cineva pe pământ și aducea aceste înțeleșuri, era la fel de răstignit. Iubirea nu se apără niciodată, nu vede rău. Rugăciunea este apărare, este luptă. Cu cine să te luți dacă El este în toate și face totul perfect? Foarte puțin sunt cei care măcar ar putea să pătrundă puțin în adânc, pentru că se plutește de obicei la suprafața lucrurilor. Cum să zic că face ceva greșit, că nu are cum? Eu nu înțeleg de ce nu se înțelege. 100-120 de miliarde de celule ținute la o altă de o forță supranaturală care înseamnă iubire. Unde să fie lipsă în iubirea asta? Cum să fie iubirea păcătoasă? Cum să aibă 464 de păcate? Cum? La cine să mă rog? Ce să mă rog? Că
că ea este întreagă, în mare lipsuri. Ea face totul perfect. Se supune, da, și este perfect că se supune. Acceptă răutatea care vine din față, este perfect că acceptă. Unde greșește Dumnezeu? Nu pot înțelege. De ce să-L urâm? Chiar dacă îl urâm, El tot ne iubește. Este ca un câine care îl bați și El tot te iubește. Pentru că pentru marea majoritate oamenilor, înțelesurile sunt acestea, limitate, modelați pe alt nivel de tipar, de gândire. Cum vrei să se prindă de noi acestea? Pentru mine rugăciunea, biserica, tot ce se face este diabolizare, este ură pe Creator. Discursul din psalm de ură este incredibil de puternic. Da? Este credința că soarele de iubire din noi este rău și face lucrurile rele și că avem nevoie să ne apărăm. Pentru mine nu, am altă experiență. Dacă ne dă suferință, ne dă pe orgoliul nostru. Totul este perfect. Cum să ne dea rău? El doar ne distruge diavolul, da? Și este bun. Răul care îl primim din față, suferința, necazurile, neplăcerile, bolile, sunt foarte bune. Atâta timp cât avem ego, adică o preocupare excesivă pentru binele individual, trebuie să ne distrugă, ca să ne desprindă de materie, pentru că atașamentul de materie duce la agresivitate și agresivitatea trebuie să fie scoasă, scăzută, pentru că noi atacăm Universul. Da? Da, și noi ce vrem de fapt? Îl rugăm să nu ne distrugi diavolul din noi, prin suferință. Crezi că ne ascultă? Niciodată. El trebuie să susțină viața și să distrugă diavolul din noi. Asta este preocuparea lui esențială. Împreună cu Îngerul meu păzitor, împreună cu sufletul din noi, el distruge ego-ul. Dacă noi cerem să nu-l distrugă, atunci el va distruge cu o forță mult mai mare. Nimeni nu ar fi suportat închinovierea în mănăstiri și sihăstrii dacă Duhul Sfânt nu se făcea prezent și nu dădea har și înțelegere. Noi în rugăciune cerem clemență pentru diavol. Ne apărăm doar diavolul. Când luptăm sau ne apărăm, ne apărăm un diavol. Duhul Sfânt este a-L vedea pe Dumnezeu peste tot. Atunci se manifestă. Deci, oriunde și în mănăstire, Duh Sfânt și Sfințenie nu are decât Cel care vede pe Dumnezeu peste tot și care nu adaugă nimic la Dumnezeirea care este El și care nu știe decât să fie robul tuturor. Și e destul și e suficient și este totul. Este exact ceea ce face Dumnezeu pentru noi. Din trăirea personală nu pot să exprim așa ceva, este o altă trăire. Atâta timp cât cred că trebuie să facă ceva, fac un eu și atunci Dumnezeu îi se opune. Nu vezi răzvrătire peste tot? Nu vezi orgoliu? Nu vezi agresivitate? Îi este greu Duhului Sfânt să facă această lucrare în noi, cum crezi? Nesupunere ne distruge. De ce trebuie o pinteală? Duhul Sfânt poate să ne omoare oricând. El este sufletul nostru, este îngerul nostru. Nu face toată ziua decât să ne producă cât mai mult rău posibil. Viața noastră este o continuă potrivire la divin. Da, sunt etape când trebuie să vină și agresivitatea și radicalismul și alte patimi ca să înțelegi din trăire cum lucrează ele și ce trebuie să faci. Când credem că nu e totul perfect, ne lovește. Liturghia, rugăciunea, sunt împărțire. Ca să înțelegi că nu aici trebuie să ajungi, ci la polul opus. Acolo unde este împărțire, el nu este. Ca din vorbe, nu trebuie să fii radical și agresiv, omul nu ia nimic învățătură. Așa este, dar el face asta pentru că este îndrumat greșit. Nu îi se spune adevărul, este ascuns, el crede că este neputincios. Prin împărțire este limitat. Îi se pun niște idealuri de virtuți și luptă ca să le atingă. Dar în momentul în care le absolutizează, creează inversul lor, creează păcătosul, creează nedreptatea și atunci nu mai poate să iubească. El crede că este neputincios.
când El este de fapt iubirea lumii, întreagă și toată. Probabil că sunt de depășite etape, fiecare etapă este cu înțelegerea ei specifică. Este Dumnezeu întreg în fiecare din noi. Da, sunt etape care ne pot omorâ. Nu poți acum să dai jos pe toți sfinții părinți din filocalie. Așa de simplu, poți spune ce ne-au făcut și care este calea. Fiecare dintre ei a ajuns la un anume punct de înțelegere propriu caracterului lor. Nu cred că se va spune vreodată că Dumnezeu este peste tot. Nu se poate, pentru că și-ar da seama că au trăit în minciună, că nu ai ce să repari la nimeni, nici la tine, că totul este bine în fiecare clipă și divin, pentru că nu poate face nimic Dumnezeu imperfect. Și atunci dispar toți ăștia care te corectează, și preoții, și avocații, și politicienii. Toți sunt una, sunt stăpânii. Preoții sunt una cu stăpânii. Să știi că mare parte din ei au chemare din cer, la slujire, în fața altarului, orice ai spune. Dacă ei ar zice că Dumnezeu este peste tot, ce s-ar întâmpla? Poți să spui, ar mai exista biserica, stăpânii, avocații, politicienii, mănăstirea, dispar toți. Când îl vezi peste tot, numai atunci iubești. Nu te mai vezi diferit. Și dacă nu te mai vezi diferit, nu te mai vezi slab și neputincios. Da? Cei din mănăstire, dacă nu-l afirmă că este peste tot, nu au cum să-l iubească. Părintele meu, unui ateu, i-a zis, părintului meu, tu nu ai nicio șansă să devii unul dintre ai noștri. Tu trebuie să faci seminarul, să te faci preot. Dumnezeu a vorbit printr-un ateist, printr-un ateu. Și dacă nu-L iubesc pe Dumnezeu și-L urăsc, ce se întâmplă? Deci sunt lucruri care ne depășesc, nu cunoaștem totul. Ateul, pentru că te lasă greșit, este adevăratul credincios. Și nu vom cunoaște niciodată, putem avea pretenții. Iar cel care zice că este credincios, dar zice că nu e bine ce faci, este diavol. Totul pe dos. Numai cel care îl vede pe Dumnezeu peste tot iubește cu adevărat. Da, Marius, e nevoie de multă lucrare și studiu personal. Dacă nu-l vede în toți, urește. Asta ne lipsește, este adevărat. Dacă te mustră, nu iubește. Sufletul nu te mustră. El nu vede nimic greșit. Ar trebui să ne întrebăm, ce-ar face sufletul acum? Se roagă? Câteodată Domnul te poate face și gura certăreață. Nu poate. Ce nu poate el? Merge la liturghie, nu are nevoie, că este iubirea toată. Se luptă, se apără, nu poate. Din iubire cu iubire poate să te mustre. Este prost. Sufletul este prost și nu știe decât să iubească, să fie de acord cu toată lumea și să-i slujească. El nu mustră niciodată. Nici Dumnezeu nu mustră, te lasă greșit. Nu vrea să te corecteze, nu vrea să te schimbe. E un ultim nivel. Da, Domnul, să ajung și eu pe acolo și mulți alții. Nu au cum. Iubirea nu intervine, nu schimbă pe nimeni. Uite, practică tu asta. Întotdeauna să faci ce zice celălalt. Te supui fără împotrivire și lasă-i așa cum sunt. Nu împărți. Asta mă străduiesc. Câteodată mă șifonez înăuntru, dar tot fac ce zic ei. Nu zice că ceva este rău sau bine, lasă-i așa, atât să faci și să vezi că nu o să mai poți să te rogi, pentru că lăsarea de sine, aceasta, este de fapt prezența lui. Nu dai sfaturi. Văd un soi de împotrivire lăuntică câteodată, dar imediat pleacă dacă zic, slavă ție, Doamne, pentru toate. Lași lumea în pace, greșit așa cum este. Nu vrei să o schimbi. Nu schimbi pe nimeni, ești de acord cu toată lumea, le dai dreptate. De regulă, în multe situații, fac asta. Te lași folosită, să te oferi să le duci greutățile. E o împotrivire pe care o vede numai Dumnezeu. Să văd dacă mai poți să te rogi. De aceea e cea mai periculoasă. Nu o să mai poți. De ce? Pentru că nu vei mai vrea. Nu vei mai avea o dorință de a te proteja. Fără eu nu te poți proteja și nici nu te poți ruga. Numai diavolul se roagă, sufletul doar se dorește, nu are timp, e preocupat. Încercările vieții continuă până când omul este ferm în acceptare. Atunci schimbă oamenii.
Deci nu oamenii fac ceva că vor ei, ci Dumnezeu îi pune să facă asta ca să ne îndumnezească pe noi. Ei se sacrifică pe noi. Nu există decât ajutor divin în orice nedreptate. Deci situația de viață se schimbă numai când noi ajungem la o acceptare fermă până la capăt. Dar atâta timp cât absolutizăm un bine, nu se poate înțelege un ideal. Și atunci Dumnezeu vine din față prin neplăceri ca să distrugă idealul. De fapt, Dumnezeu ne ajută dându-ne nedreptatea. Pentru că scopul lui este să ne ducă în iubirea orice ar fi, în iubirea divină. Pentru aceea am venit noi aici. Când zice că ceva este nedrept, nu e adevărat. Da, totul este bine în fiecare clipă, așa cum se întâmplă. Noi așa suntem învățați prin nedreptate să iubim orice ar fi și să oprim judecata și ură. Aceasta este destinația? Mai este altceva? Aceasta este. Am ajuns, dar e greu de păstrat. Acest lucru nu se poate accepta. Că răul este binele. Nu se poate accepta. Și știi de ce? Pentru că dispare dușmanul. Dispare lupta și apărarea. Dispare ura și judecata. Toate dispar când înțelegi că răul este binele. Numai prin rău noi ne mântuim, prin suferință. Oamenii își fac un ideal din bine și îl absolutizează. Și acest bine creează rău. Dacă nu mai absolutizezi binele, nu există rău. Da? Și din cauza asta, absolutizând binele, nu poți să accepte pe Dumnezeu care vine din față sub forma unui rău. Și îl urește, chiar pe Creatorul Universului. De ce? Pentru că nu mai are cu cine să lupte. Dacă ar iubi, dacă ar accepta, n-ar avea cu cine să lupte. N-ar avea pe cine să urască. Prea mult bine îl înnebunește pe om și devine o fiară, mușcă, ca un câine întărâtat. Dar se diabolizează. Mă uitam la un filmuleț pe TikTok cu un preot care spune o situație, un bărbat rădător, bețiv, rău și soția cu 3 copii, bună, răbdătoare. El mereu chinuia o jignea în toate felurile. Și ea nu zicea nimic, doar accepta. Și într-o zi, soțul ei s-a îmbolnăvit grav și a ajuns la spital. Și ea s-a dus să fie lângă el. Și s-a întâmplat ceva. I-a luat mințile soțului și a regretat tot ceea ce a făcut. Și a dat seama cât de prețioasă era soția lui. Și de atunci s-a schimbat total. Deci a dus-o până în situația în care ea era în acceptare totală, orice ar fi. Și nu s-a răzbunat pe el. Atunci l-a schimbat. Deci necazul din viață vine în mod repetat până când tu ajungi să iubești orice ar fi. Să nu mai vezi niciun rău în lume. Să nu mai zici că este nedrept ce-ți dă Dumnezeu. Când accepti totul definitiv, atunci ridică casna. Deci încercările vieții continuă până când omul este ferm în acceptare. Atunci schimbă oamenii din fața ta. Deci nu oamenii fac ceva ce vor ei, ci Dumnezeu îi pune să facă asta ca să ne îndumnezească pe noi și ei doar se sacrifică pe noi, pentru noi. Nu există decât ajutor divin în orice nedreptate.